Bună seara! O să vă arăt ce patul maestrului din seara aceasta, care e trecător, țineți minte. Patul ăsta e trecător, maestrul ăsta e trecător. Țineți minte ce vă spun. De o să vă arăt patul lui. Aici. Am un pic, nu știu, pot să țin telefon. Așa, aici e pătură pusă peste o saltea gonflabilă, perină și sac de dormit, să nu-ți fie frig. Cam așa, dacă le vedeți. Așa. Deci, ca să fie mole. Salteaua. O pătură să mai amortizeze. Un sac de dormit. Țineți minte, patul maestrului trecător. Și maestrului trecător. Doar vă dă niște imbolduri ca să încercați și voi. Plus, are tot ce e necesar să ajungeți și voi, cel puțin în prezent. O să pun telefonul aici, pe suportul lui. Acum o să stai cum o să stai. O să mă uit unde mă uit, că sunt pe telefon. Așa. Vă dați seama un coniac. Că doar după aia ne pune la somn, să nu înțelegeți greșit că mergem noi cu mașina, să nu vă faceți filme. Aiurea, numai un pic să deschid panoramicul, poate. Asta este ceva lumină. Așa. Să nu înțelegeți greșit. Așa. Maestru, cum se duce, patru cum se duce, se vor duce întotdeauna pentru dumneavoastră. Nici Isus nu a rămas. Nu, un pic, că nu-mi stă telefon. Stau eu mai așa. Suportul. Da, trebuie să fim iubitori cu toate obiectele. Trebuie să începem să fim iubitori cu ele. Indiferent dacă nu mă vedeți drept sau mai aprind niște becuri. O și-o s-o dus, Iisus s-o dus. Maomet s-o dus. Nu, tot s-a dus. Pentru că mintea de atunci s-a dus. Doar că mințile voastre rămân în trecut. Toată ființa care ia contact cu mine ușor, ușor depășește, înțelegi? Mințile lui Buddha, Maomet, Lao Tse, Astavakra și toți înțelepți duse. Nu o să înțelegi că rămâi în trecut și nu vreau să vă schimb, nu vreau să schimb nimic. E totul perfect așa cum e. Doar cei care vin, păi aia poți să-i ajuți în drum. M-am luat iar cu povestea. M-am luat iar cu povestea și o să înțeleg povestea. Astăzi vorbesc cu cineva
care altcineva, și altcineva au spus, tot așa, știți, că poveștile din altcineva, de la altcineva și tot așa. Cumva o luat-o la psihiatrie pentru o depresie severă, absolut grav. Femeia e omul ăla, nu știu niciodată care e depresie. Țineți minte că aici sunt niște lucruri. Cât o să vină să vi le spun, o să vi le spun, că nu, nu. Femeia nu știa nici ce înseamnă depresie. Te iau un psihiatru, te iau în spital. Deci pentru un om care nu știe ce înseamnă depresie, să-i spui ai depresie, treci în spital, pastile grele, oamenii aia, psihiatria, că numai la psihiatrie te ia numai psihiatru, nu greșit. Așa trebuia. Și îmi spune ceva, dacă prin altcineva pot trata, să tratează orice pe lumea asta. Iar trebuie să discut cu omul în cauză. Pot discuta prin 7 mâini, știi? Second hand, nu știu, pe a 7-a mână spălată. Trebuie să discut personal cu omul ăla și aleas confidențial. Ceea ce discut cu omul e confidențial, strict pentru el. Se poate, n-am probleme în asta. Bun. Dar omul s-a aflat în într-o supărare. Depresia e o supărare. Te tot apasă, o eviți mereu, nu faci nimic să o tratezi și cazi într-o supărare mai mare. Te-ai dus la primul, că o să ai atacuri de panică, o să-ți bubuie inima, o să-ți bubuie capul, inima, nu o să mai știi ce să faci. Și tu nu faci nimic. Omul depresiv. Mi-a luat ani, poate, să repar o depresie. Dar astea-s de domeniul trecut. Bun. Te duci la omul ăla. Ai o supărare, vrei să te sinucizi. Ai o supărare mare în tine. Nu faci nimic dacă psihiatru ți-ar spune, fă ceva. Nici el nu știe. Este acum mi-a explicat la omul ăsta. Bă, halatele alea sunt bibate de depresie, sunt bibate de emoție, de sentiment, de... Când la omul ăla trebuie să-i schimbe o față de masă, el se gândește la bani și nu-ți rezolvă depresie. Se gândește la o față de masă și nu-și rezolvă propria lui depresie. Trebuie să vorbesc cu omul personal. Sunt chestii de făcut, sunt chestii ușoare la început, care au depresie severă. Trebuie să am o discuție cu el. Să văd cât... Eu aici vorbesc cu un telefon. Pot să vorbesc cu un om. Aici ce vorbesc, nu luați în seamă, pentru că vorbesc cu un telefon. Viața curge conform cu telefonul. Vorbesc singur mai bine. Nu mă interesează banii. Se poate, trebuie să am o discuție cu omul ăla. Să observ cât e de deschis. Că dacă te pun să faci niște chestii, te pun spre binele tău. Dacă nu le faci,
le faci spre răul tău. Adică, dacă aș putea intra în mintea voastră, v-aș șterge 2-3 puncte, restul v-aș lăsa. Dacă aș putea intra în memorie, v-aș lua mult mai mulți bani. Nu pot. Poți să te ghidezi de afară, nu poți să intru în mintea ta. N-am cum și nu poți să intru în mintea nimănui. Și nu e cel mai mare păcat să intri în mintea unui. Cel mai mare păcat. Să vrei să-l schimbi. Niciodată. Nu vreau să schimb pe nimeni. Așa, ne luăm cu coneacul, ne luăm cu rezolvarea problemei. Se poate, dar omul trebuie să ia contact cu mine. Ca să-mi dau seama dacă îi de mine sau nu-i. Dar altă problemă, omul ăla nici nu știa că are depresie. Și a intrat direct în depresie severă, direct în spitalul de psihiatrie internat. Direct. De seama, un om nu știe niciodată că are depresie, da? Nu știe niciodată că are anxietate. El are atacuri de panică, se simte rău, vai și amar, nu poate să meargă pe picioare. Dintr-o dată se duce la medic, i-a dat anxietate super severă. Dacă omul ăla înțelege ce vorbesc aici și e contact, poate scăpa. Mie nu mi-e frică. Dar dacă nu faci ce spun, cuvânt cu cuvânt, până treci la... Omul depresiv nu se mai ascultă nici pe el. Dar apoi pe mine. Să ai un curaj în tine. Și o sap acolo și rezolvăm. Dacă nu, nu stezi de mine. Păi cum mă să tratez? Cum să tratez depresia prin tratament în fizic? Domnul psihiatru, domnul psiholog, cum să tratez depresia care e în capul tău, s-o tratez cu pastile? Păi dacă mintea, memoria, arată memoria ta, domnul psihiatru, zici că nu ai, nu mă poți arăta. O ai, că și tu ești anxios. Nu mi-o poți arăta cum îți arăt eu paharul ăsta de coniac. Mă mai e pe aici după mașini, că studioul meu, patul meu cu... Arată-mi ce tratez. Dacă un psihiatru există pe aici și se uită la mine, arată-mi ce tratezi tu. Cum să dai în fizic? Problema provine din psih, trebuie să tratăm psihicul, să rămână prezent psihicul prin simțuri, omule. Păi halatul ăla de psihiatru e plin de depresie, de confuzie, e plin. Ăla preia emoții, eu nu preiau. Pentru mine nu înseamnă nimic ca client. Pentru mine înseamnă banii tăi ceva. Pentru mine ca client. Păi ce pentru un mecanic înseamnă, un pic să mă uit ce, pentru un mecanic înseamnă mașina care o repară ceva? Nimic, înseamnă doar bani și știința lui să o poată repara. La fel și pentru mine, că client nu înseamnă nimic, ești doar un client. Psihiatru empatizează cu... Mă uit pe aici, că stau în stradă.
Adică în sensul în care poate li se întâmplă oamenilor ceva. Să văd ce se întâmplă. Nici într-un alt sens. Da. Ce-ți fute psihiatrul ăla, așa spune, o ștampilă pe cap, ești depresiv sever, te internează în spital. Pe cum să tratezi, mă, gândurile cu o pastilă? Dacă eu am gânduri de gagic, să mă duc să o trag, nu? Să fac dragoste cu ea. Păi cum să o pastilă să rezolv problema? Trebuie să pot să o trag, nu? Merge eu, mă, să iasă pe aici. Oamenii sunt liberi să facă ce vreau. Acum vedeți voi mașina în cap. Îi sună cutia aia întâi, a doua, de rupetă. S-a murit ca o pisică. Te pot vedea, te pot auzi, te pot simți. Dar nu ține de mine, că dacă aș intra în memoria ta, ți-ar șterge numai problemele, nu ține. Să faci ce spun. Ușor, ușor. Sunt oameni care vin. De mai mult timp. Deci, depresia se tratează. Dar dacă din a întâia între a doua nu merge, se cată cutia. De viteză. Dacă nu trăiești fiecare moment așa cum e el, îți va fi greu. Se poate, dar trebuie să luați contact personal. Trebuie să fiți deschiși. E ceva nou, e ceva care mintea voastră nu a avut în memorie. Nici mintea colectivă, adică cum vorbea oșul, subconștientul colectiv, nu a avut chestia asta. Ceva nou, e ceva care trebuie să depui apoi. Dar beneficiile sunt imediat. Nu mai spun oamenii că fac, dar... Da, o muncă colosală, o înțelegere că există doar momentul ăsta, momentul ăsta putem trata. Nu poți să te faci bine peste două săptămâni, nu poți. Doar în momentul ăsta poți să te faci bine. Umblă oameni pe aici la păducul maestrului. Nu-ți face nimic. E să dea o muta mașina de acolo din față în spate. Ego-ul nu vrea să fie văzut. Vă mulțumesc, mă piși pe mine, fac și eu un piș. Ne auzim noi.